Salut și bine te-am regăsit în noul meu studio, cel puțin pentru următoarea perioadă. Sunt și eu în autoizolare acasă și e cel mai bine așa. Dacă vrem să oprim această pandemie la timp, ține de fiecare să ne ferim și să ne izolăm. De asta mi-am pus camera singur în parbriz și vorbesc acum către voi despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână în industria auto. Această pandemie afectează foarte multe industrii și în același timp pare să declanșeze o criză financiară și ca la orice criză financiară, una dintre cele mai afectate industrii, evident, este cea de autoturisme și nu vorbesc aici doar de producători, ci prin felul în care industria auto funcționează pe mai multe straturi, adică odată ai producătorii, dar ai și furnizorii de piese și de tehnologii și aici nu vorbim doar de producători tradițional afectați, precum BMW, Mercedes, Toyota, Honda, Dacia, Renault, grupul PSA, ci vorbim și de furnizori de tehnologii ca Bosch, Continental, Valeo, Autoliv, și așa mai departe. Avem și niște vești bune, umbrită un pic de această pandemie. Faza e că lucrurile se întâmplă foarte repede. Săptămâna trecută eram în Finlanda la invitația celor de la Nokia, unde am testat o anvelopă nouă de iarnă, Snowproof P despre care o să vorbesc peste fix două săptămâni și am ajuns acolo luni. Deja până miercuri erau granițele închise, se anunțau fabrici închise în, în Europa, fabrici de automobile și în drumul dinspre Ivalo spre Helsinki, primul zbor din cele trei până acasă, am aflat vestea că zborul spre București era cu totul închis și atunci mi-am dat seama că, de fapt, situația este mult mai gravă decât pare. Așadar, efectele acestei crize se simt deja în mai multe domenii, dar pentru că eu vorbesc despre industria auto, mă simt responsabil să vă țin la curent cu ce se întâmplă aici, mai ales că pare să fie una dintre cele mai afectate industrii. Și vorbim de mai multe fabrici închise și de lansări de modele amânate. Fabricile sunt închise odată pentru sănătatea angajaților. În aceste fabrici lucrează mii de oameni și nu vrei să-ți asumi acest risc. Dacă o persoană apare bolnavă la muncă, e clar ce se întâmplă. Cel de-al doilea motiv ar fi că nu prea mai există cerere pentru aceste modele noi aflate în producție. Ca să vă faceți o idee despre cât de mare este industria auto în Europa, trebuie să știți că ea angajează 14 milioane de europeni. România are o populație de vreo 18 milioane, da, sunt foarte mulți angajați. Grupul PSA închide 15 fabrici, la fel și Volkswagen închide mai tot prin Europa. Dacia trimite acasă aproape 14.000 de angajați în șomaj tehnic. De astăzi până pe 5 aprilie, la fel Ford Craiova e închisă până la sfârșitul lunii și sunt șanse foarte mari ca această perioadă să fie extinsă dacă nu reușim să oprim pandemia. La fel, BMW, Toyota a închis producția în Europa, Nissan, Honda au închis tot în Marea Britanie. Cum industria auto depinde foarte mult de alți furnizori, îți dai seama că sunt afectate companii precum Bosch, Valeo, Siemens, Continental, Autoliv. Pirelli, de exemplu, închide pentru moment fabrica de la Slatina. Aceeași fabrică, nu știu dacă mulți dintre voi știu asta, dar fabrica Pirelli din Slatina produce anvelopele de Formula 1. Cursă de form prima cursă de Formula 1 din acest an a fost și ea amânată cu vreo, amânată, anulată de fapt, cu vreo 5 ore înainte de primele ieșiri pe circuit pentru antrenament antrenament 1. Formula 1 a intrat în pauză, pauza de vară de fapt a fost mutată în această perioadă și practic angajații echipelor de Formula 1 nu au voie să meargă la muncă, așa cum se întâmplă de obicei în perioada de vară. Este un factory close down de, de 3 săptămâni, așa se numește. Pare că tot lanțul logistic este afectat și toată această criză nu vine într-un context... Bun. De fapt, nicio criză nu vine în într-un context bun, doar că deja din. asta ar fi al treilea an cu vânzări mai mici pentru toți producătorii de automobile. Vârful vânzărilor și producției a fost în 2017-2018 scădere, 2019 scădere, 2020 era preconizată scădere, acum este preconizată o scădere și mai mare din cauza coronavirus. Pe lângă asta, cum spuneam, ați mai auzit de lansări noi de mașini noi. În ultima perioadă, închiderea salonului auto de la Geneva a însemnat mai puțini jurnaliști care ajung acolo și care pot relata despre despre cele mașini. Și în alți ani am fost și eu la salonul auto de la Geneva, și acolo v-am vorbit pentru prima dată de Mercedes-Benz clasa E, de Peugeot 208 și 208 electric. Și și anul acesta ar fi urmat să vorbesc, de exemplu, să văd pe viu expresia asta, cum arată Dacia Spring, conceptul preproducție, dar în schimb am primit doar un scurt videoclip pe Facebook despre această mașină cu foarte puține detalii tehnice, n-am văzut de exemplu interiorul, dar da, cam așa au arătat lansările noi de modele, mai degrabă un comunicat de presă cu câteva poze atașate. Nu tot video oamenii nu mai sunt la curent cu modelele lansate, odată că sunt mult mai atenți la știri, de exemplu, și doi cât interes poate să ți ofere niște fotografii dacă nu vezi mașina aia, cel puțin într un într -un videoclip. Dar chiar și așa avem câteva vești bune, avem despre ce să discutăm. Știri optimiste, test la început să livreze model Y. Spre surprinderea tuturor, ceva mai devreme decât era preconizat și, aceste, și această mașină a ajuns deja la teste la anumiti jurnaliști din Statele Unite ale Americii, acolo unde sunt livrate primele modele. Faza tare, dacă intri acum pe site-ul tesla.com, o să vezi acolo sus puse așa în ordine Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X și Tesla Model Y. Sexy! Tesla Model Y este pentru Model 3, ceea ce este BMW X4 pentru seria 3 și Mercedes-Benz GLC pentru clasa C. Este un crossover cu peiș ca formă, este un hibrid între Model 3 și Model X minus ușile Falcon și de da, are un probagaj haion de fapt electric. Este o mașină foarte spațioasă, datorită platformei, baterii jos, în rest motoarele puse între roți, destul de mici, dar de loc slabe. Sunt câteva cifre interesante la acest model Y. În primul rând, trebuie să știi că model Y este disponibil în două variante, și anume model Y Performance, care face 100 în 3,7 secunde, viteză maximă 240 de km și autonomie WLTP 480 și ceva de kilometri și mai este un model Y long range, așa cum și George are long range pe model 3. Ambele sunt cu tracțiune integrală și acest long range face sota în 5,1 secunde și are o autonomie WLTP declarată de vreo 507 km. În realitate, dacă faci 450 de km, este mai mult decât suficient. Este o mașină așadar cu autonomie mare. Dar spectaculos la ea este încărcarea. 270 de kilometri poate să încarce în 15 minute la cea mai nouă stație supercharger de la Tesla. Cele din generație mai nouă. Dacă te uiți la cifre, pe hârtie cel puțin Tesla Model Y în varianta performance care vine cu jante de 21 de inci apropo, Pare să fie mai puternic decât BMW X3M Competition, Mercedes-Benz GLC varianta AMG 63S Macan Turbo, de exemplu. Evident ca orice mașină electrică după 100-130 de km h și pierde un pic din suflu, dar din ce am urmărit testele de afară, model Y pare să aibă un avantaj față de alte crossovere și anume pentru că bateria este pusă destul de jos, la fel și motoarele, centrul de greutate este și el jos, și cel puțin pe curbe pare să dea o stabilitate uh, bună și am mers cu Model 3 Performance pe circuit și am rămas surprins de cât de distractivă este acea mașină. M-am albit. De la accelerațiile astea mi s-a de la frânări. Circuitul e scurt, Și nu, nu pun la îndoială faptul că și acest Model Y o să se conducă cel puțin la fel de interesant. Probleme cu suspensia, într-adevăr, este o mașină ceva mai rigidă pentru anumite drumuri, dar eu cred că o să fie ok și o să aibă un raport preț-calitate-performanță foarte bun, pentru că este mult mai ieftin, de exemplu, decât Model X, care are un preț de 105.000 de dolari în, în state. Și acest Model Y este cu câteva mii de euro mai scump decât Model 3. Încă un lucru interesant la acest Model Y e că mai poți pune încă un rând de scaune în spate ca să ai șapte locuri în total. Nu-ți imagina că o să pui adulți acolo, dar faptul că pe o mașină din segmentul compact mai poți să mai pui un rând de scaune, asta spune ceva despre cum poți să faci șasiul acestor mașini electrice ca să ai mai mult spațiu la interior. În rest, același geam mare deasupra, nu e ca la Model X, adică nu ai un parbriz alungit, și e pe principiul Model 3, ceea ce e ok oricum pentru că o să ai foarte multă lumină înăuntru, lumină naturală. Interiorul este identic cu cel de Model 3, inclusiv scaunele sunt la fel, ai același ecran de 15 inci montat central, suport pentru Netflix, Smart Summon, Autopilot și toate cele. O chestie interesantă la Model Y e că Trei sferturi din piese sunt același ca la Model 3, deci producția o să meargă ușor și Practic, cu acest model, Tesla speră, sau spera, ca anul acesta să spargă bariera celor 500.000 de mașini produse într-un an. Dar iată că nici Tesla nu scapă de această pandemie. Fabrica Fremont, acolo unde se face Model Y, cel puțin deocamdată a fost închisă. Doar un sfert din angajați mai -au, au voie acolo. Pentru că au, guvernul californian obligă toate business care nu sunt esențiale pentru comunitate să se închidă. Tesla a încercat să forțeze cumva această lege și practic o zi a funcționat ilegal din ce am citit pe internet iar acum doar, doar un sfert din angajații Tesla lucrează acolo. Așadar doar 2500 de angajați lucrează acum la fabrica Fremont din California, nu neapărat la producție ci ca să țină fabrica în viață și probabil suport pentru cei care au probleme cu mașina. Dar eu cred că Model Y are ce trebuie să aibă succes în Europa. Europenii sunt nebuniți după crossovere și par nebuniți după mașini electrice și după Tesla în mod special. Oricum Tesla avea nevoie de un model în segmentul crossoverelor compacte electrice unde Audi are deja un model prin e-tron, Mercedes are EQC, Jaguar I-Pace și vreo unul? Audi, A ah, și BMW x 3 iX3, de la anul. Așadar, prin ce o să vină, ce o să aducă Tesla în plus? În primul rând, superchargere. Pentru că Tesla pare să aibă acest avantaj față de producătorii europeni, o rețea bine pusă la punct de încărcătoare rapide. Sunt 16.000 în toată lumea, și 6 se deschid în fiecare săptămână. Și nu știu dacă ai văzut, dar Bulgaria are stație supercharger înaintea noastră, la Plovdiv și în același timp și în Belgrad există de acum un supercharger fix pe ruta care leagă Europa de Turcia. Se pare că bulgarii și sârbii au fost ceva mai insistenți. Practic la caută parteneri pentru aceste stații. De asta cred că ne-au luat înainte, că nu am fost suficient de insistenți și cumva Europa se cam termină cu noi. E mai importantă ruta către, către Turcia și mai scurtă prin Bulgaria. Alte știri pe automarket.ro, am văzut un videoclip cu Mercedes Benz clasa C camuflat total, dar sunt câteva elemente acolo care dau de gol designul mașinii. Eu cred că o să arate destul de mult ca Mercedes Benz clasa E, încă nu știm foarte multe lucruri despre motoare. Probabil Mercedes o să pună la dispoziție mai puține motoare. Nu știu încă dacă o să fie un facelift mai degrabă, unul de tehnologie, clar așa cum am văzut la Mercedes-Benz clasa E, ca design o să arate ca un Mercedes-Benz clasa E, dar cred că o să fie o platformă mai prietenoasă cu motoarele plug-in hybrid. Și încă importantă de la BMW de data aceasta, pe lângă faptul că au închis fabricile, e că viitorul model BMW Serie 7 o să vină într-o variantă full electrică. Practic, dacă vrei un Serie 7, te poți uita la o variantă pe benzină, Așa cum e de exemplu 760 Li Varianta diesel, varianta plug-in hybrid Și varianta full electrică Varianta full electrică o să fie cea mai rapidă din, dintre toate Adică o să aibă cel mai probabil peste 600 de cai putere Și autonomie, dacă ar avea 500 ar fi bine În general mașinile astea high luxury sunt folosite oricum pe distanțe scurte Pentru că evident dacă ești un om de afaceri sau CEO-ul unei companii călătorești cu avionul. Nu în perioada asta, dar de obicei cam așa te deplasezi pe distanțe medii și lungi. Pe distanțe scurte o să preferi confortul unui scaun îmbrăcat în piele de cea mai bună calitate. Nu? Și cam așa a fost această săptămână. Este abia joi și cred că multe se mai pot întâmpla până duminică, dar o să vă țin la curent cu tot ce este nou. Săptămâna asta eu ar fi trebuit să fiu în Marea Britanie la un eveniment Aston Martin, unde urma să testez modelele lor. Din păcate am anulat acea deplasare. Am mânat, de fapt ar fi corect, dar nu știu exact când o să plec. Evident, după ce o să se termine toată nebunia asta, am preferat să rămân acasă. Și săptămâna viitoare ar fi trebuit să conduc o Mazda CX-30 prin Kazakhstan. În Almaty, pe un vechi drum al Mătăsii, drum care lega Europa de China pe vremuri, dar uh, și, -a, și acea deplasare a fost anulată complet. Vestea bună e că în acest weekend o să testez Jaguar I-Pace, așadar o să avem un review cu acest I-Pace dar și un clip cu 10 lucruri despre I-Pace. Atât, eu sunt Marian Andrei stați acasă, avem suficient conținut video pentru voi, lucrăm în continuare, iată eu mi-am pus camera în mașină și mă duc acum pe celebrul balcon unde am eu cupițele ca să editez acest clip. Și, uh, na, bine, voi vedeți că editez acest clip la final, dar ați prins ideea, facem conținut în continuare de oriunde suntem, nu avem tehnologia de partea noastră. Vă pup, până data viitoare, numai bine! Vă pup de la distanță!